avem bucuria să fim în seara aceasta încântați de prezența și de vorbirea și prezentarea în imagini a Părintelui Nicolae Ozorin, un teolog al icoanei, un teolog al teologiei pastorale, dar în seara aceasta, în mod evident, ne va prezenta ce este mai frumos în legătură cu teologia icoanei. De aceea, după ce domnul profesor Răzvan Ionescu va face o prezentare a personalității Părintelui profesor Nicolae Ozorin, îl vom asculta și vom urmări această conferință, această prezentare, care cred că ne va umple sufletele de lumină, de credință și de bucurie. Părintele Nicolae Ozorin a fost în acest mediu ucenic al celui mai mare sau cea mai mare autoritate în domeniul teologiei icoanei, Leonid Uspenski, și nu întâmplător am adus această carte de care conține tratatul lui de teologie a icoanei, a apărut acum, e cald ca pâinea, la Cluj și este pentru prima oară când acest tratat apare integral într-un singur volum, pentru că el de-a lungul timpului a mai apărut prima oară la editura Anastasia, dar numai prima parte, pe urmă a apărut a doua parte la alte edituri, dar este pentru prima oară când într-un singur volum, acest tratat se află în integralitatea sa. Părintele Nicolae Ozorin a fost ucenic al marelui Leonid Uspenski și acum duce mai departe această grea sarcină a unei discipline care în timp și-a pierdut din prestigiu și din interes în institutele teologice europene, dar acum este într-o revenire, pentru că trăim într-un secol al imaginii, într-un secol când ochiul este cel mai afectat și organul cel mai sensibil și supus ispitelor vremii. Teologia icoanei este privită de către Părintele Nicolae Ozorin numai în context liturgic, este un mijloc de a ne crea spațiul prielnic rugăciunii. Je vous en prie. Merci, monsieur le professeur. Éminence, mesdames, messieurs, chers étudiants, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous et bien sûr, je comprends que tout ça est un peu improvisé, mais je pense que nous allons maîtriser la question matérielle. În preasfinția voastră, preasfinții cu celis părinți, dragi studenți, sunt foarte onorat de a fi prezent astăzi în mijlocul vostru. Înțeleg că e un pic de improvizație cu aparatul și cu lumina, că am produs niște inconveniente celor care își doreau poate să prindă pentru televiziune niște imagini mai fidele, dar cu îngăduința dumneavoastră să sperăm că vom ști să împăcăm, asta n-a zis, chiar dacă vă spun eu, să împăcăm, cum se spune românește, și capra și vasă. Comme vous le savez, le titre de cette petite communication, c'est la dimension spirituelle de l'icône orthodoxe. Titlul acestei comunicări este dimensiunea duhovnicească, dimensiunea spirituală a icoanei ortodoxe și are și un subtitlu care n-a fost trecut pe afiș, dar care este foarte important, și anume despre deosebirea duhurilor în artă. En français, du discernement des esprits dans l'art. Donc,
Nous savons tous, je pense, qu'il est devenu un lieu commun de comparer notre époque avec la période du déclin de l'Empire romain. A devenit un loc comun compararea epocii noastre cu perioada declinului Imperiului Roman. La société contemporaine est de plus en plus souvent considérée comme une sorte de bas empire planétaire, d'écumène accomplie, dont la caractéristique essentielle est d'être pluraliste, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Societatea contemporană este din ce în ce mai des considerată ca un soi de imperiu planetar târziu, de o ecumenie desăvârșită, a cărei caracteristică esențială este de a fi pluralistă, în contextul actual al mondializării. Cela a engendré, entre autres, une compréhension nouvelle de cette toute neuve unité sécularisée de l'humanité. Aceasta a generat, între altele, o altă înțelegere a acestei foarte noi unități secularizate a umanității. La distinction classique entre grec et barbare, propre à toutes les sociétés plus ou moins closes, a été abandonnée et la société contemporaine sécularisée et sans frontières a entrepris la consommation avide de tout ce qui est disponible sur le marché mondial en croyances religieuses, en doctrine politique et en art. Distinția clasică între greci și barbari, proprie tuturor societăților mai mult sau mai puțin închise, a fost abandonată, iar societatea contemporană, secularizată și fără frontiere, a dat curs consumului lacom a tot ceea ce este disponibil pe piața mondială în materie de credințe religioase, doctrine politice și artă. Cette nouvelle réalité, à la fois universelle et pluraliste, ne pouvait pas rester sans conséquence pour l'histoire de l'art. Această nouă realitate, totodată universală și pluralistă, nu putea rămâne fără consecințe pentru istoria artei. Le schéma classique de cette discipline qui était d'étudier successivement la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, Rome, le Moyen Âge, avec en intervalle quelques mots sur l'Hagia Sophia et la stagnation générale de l'art à Byzance, la Renaissance, le Baroque, le Rococo, les différents renouveaux du XIXe siècle et finalement l'art moderne, ce schéma, disais-je, est devenu obsolète. Schema clasică a acestei discipline, care consta în a studia succesiv Mesopotamia, Egiptul, Grecia, Roma, Evul Mediu, cu câteva cuvinte în acest interval despre Hagia Sophia și stagnarea generală a artei în Bizanț, renașterea, barocul, rococoul, diversi inovatori ai secolului al XIX-lea și, în fine, arta modernă, această schemă, aș spune, a devenit perimată. Obsolète tout d'abord parce qu'il contient l'idée d'un progrès universel inévitable et deuxièmement parce que d'un point de vue général, il ne tient compte que d'une tradition locale, même si l'Europe ou le monde occidental est pris dans un sens le plus large. Perimată, în primul rând, pentru că ea conține ideea unui progres universal inevitabil și, în al doilea rând, pentru că, din punct de vedere general, nu ține seama decât de o tradiție locală, chiar dacă Europa sau lumea occidentală este considerată în sensul său cel mai larg. Le schéma, ce n'est pas ton texte, le schéma que j'ai évoqué est évidemment le schéma inspiré par le siècle de lumière en Occident. Schema despre care vă vorbesc este în mod evident schema inspirată de iluminism în Occident. Appliqué à l'histoire de l'art, tout ceci signifie
que dans l'art aussi, nous devons pratiquer le discernement des esprits. Aplicate la istoria artei, toate acestea înseamnă că și aici trebuie să practicăm deosebirea duhurilor. Alors, comment définir l'art chrétien? Cum definim arta creștină? Tout d'abord, de quoi parlons-nous lorsque nous disons art chrétien? Înainte de toate, la ce ne referim atunci când spunem artă creștină? Qu'est-ce qui nous fait dire à propos d'une œuvre d'art qu'elle est spécifiquement chrétienne? Ce anume ne face să spunem despre o operă de artă că este specific creștină? Habituellement, on considère qu'une œuvre d'art doit être qualifiée de chrétienne lorsqu'elle représente un sujet chrétien, un sujet chrétien. De obicei se consideră că o operă de artă trebuie calificată drept creștină atunci când reprezintă un subiect religios creștin. La première question qui doit se poser est donc qu'est-ce que ou qui est ce qui est représenté? Prima întrebare care trebuie să spusă este ce anume sau cine anume este reprezentat. Voyons si la réponse à cette question nous apporte un critère suffisant ou non. Să vedem dacă răspunsul la această întrebare ne aduce sau nu un criteriu suficient. Trebuie să pună în funcție. Tout en regardant la crucifixion du Greco au Louvre, în timp ce privim răstignirea lui El Greco de la Louvre, demandons-nous qui ce qui peut bien déranger ou choquer une certaine entre guillemets bien sûr saine conscience orthodoxe. Să ne întrebăm ce anume ar putea deranja sau șoca o anumită între ghilimele, bineînțeles, conștiință ortodoxă de afară. Bien sûr, les deux espagnols, bineînțeles, en bas de l'image. Bineînțeles, cei doi spanioli situați în partea de jos a imaginii. S'il pouvait disparaître ces deux espagnols, beaucoup de paroissiens, de nos membres du clergé, seraient encore de nos jours ravis d'avoir cette crucifixion dans leur église. Dacă ei ar putea dispărea, mulți enoriași și membri ai clerului ar fi încântați să aibă această răstignire în biserica lor. Il devrait être évident cependant qu'il y a une unité organique entre la représentation de ces deux hommes et le traitement naturaliste du crucifié. Și totuși ar trebui să fie evident că există o unitate organică între reprezentarea celor doi bărbați și tratarea naturalistă a celui răstignit. Néanmoins, même de nos jours, comme je l'ai dit, dans bien des paroisses, le tableau du Greco aurait été et serait encore préféré à l'icône de la crucifixion de Maître Dionysien. Peintre d'icône la fin du 15e siècle. Cu toate acestea, chiar și în zilele noastre, în destule parohii ortodoxe, tabloul lui El Greco ar fi fost și ar fi încă preferat icoanei răstignirii aparținând meșterului Dionisie, o imagine, o icoană ce datează de la sfârșitul secolului V. Următoarele două imagini. Este vorba de răstignirea lui Grünewald, nu? Și de Hristos. Hristos roșu al lui Lovis Corinth, un tablou care datează din anul 1922.
și înțelegem cu toții de ce nu ar fi acceptat. L'ennui. L'ennui, c'est que nous n'avons pas tous conscience du fait que Corinthe est plus proche du Gréco que le Gréco est proche de l'icône. Problema este că nu avem toți conștiința faptului că Lovis Corinth, autorul tabloului cu Hristos roșu, este mai apropiat de El Greco, tabloul pe care l-ați văzut la începutul proiecției, decât acesta din urmă, decât El Greco, decât în față de icoana ortodoxă autentică. Bien qu'il y a une certaine noblesse du sentiment dans le Christ du Gréco, contrairement au tableau de Corinthe, le caractère dramatique de l'événement est surtout exprimé dans le ciel, celui-ci a passé le cap décisif de l'iconographie vers le naturalisme nestorianisant. În ciuda faptului că există o anumită noblețe a sentimentului în Hristosul pictat de El Greco, spre deosebire de tabloul lui Corint, aici caracterul dramatic al evenimentului este exprimat mai ales în imaginea cerului, acesta a trecut de limitele decisive ale iconografiei, ajungând la naturalismul nestorizant. Le sentiment du Greco par une tension, une souffrance physique et psychique extrême. Corint, ca pictor expresionist, nu face decât să înlocuiască sentimentul lui El Greco printr-o tensiune și o suferință fizică și psihică dusă la extrem. Du point de vue naturalist, il est même beaucoup plus proche de la vérité historique, entre guillemets, que l'idéalisme quelque peu bon marché du Greco. Din punct de vedere naturalist, el este chiar mult mai apropiat de adevărul istoric, între ghilimele, decât idealismul destul de ieftin al lui El Greco. Si nous nous limitons à la question du sujet, de ce qui est représenté, et l'acceptons comme critère suffisant de déterminer ce qu'est l'art chrétien, alors sans doute les quatre représentations sont de l'art chrétien. Dacă ne limităm strict la problema subiectului, a ceea ce este reprezentat și l-acceptăm ca un criteriu suficient pentru a determina ce este arta creștină, atunci, fără îndoială, că aceste patru reprezentări pe care le-ați văzut sunt artă creștină. Bien qu'il en soit ainsi dans ce sens limité, néanmoins, nous sentons tous qu'il y a une différence essentielle entre l'icône et les trois peintures. Deși lucrurile stau astfel, doar în acest sens precis, totuși, simțim cu toții că există o diferență între icoană și celelalte trei picturi. En nous référant au terme employé au début, nous dirons que le message ou le contenu de l'icône diffère de celui des peintures, bien qu'il représente tous les trois le même sujet. Referindu-ne la termenii utilizați la început, vom spune că mesajul sau conținutul icoanei diferă de cel al picturilor, chiar dacă toate patru reprezintă același subiect. Permettez-moi de citer à ce propos le père du renouveau contemporain de la théologie de la peinture de l'icône dans l'Église orthodoxe, Leonidas Bensky. C'est une citation que j'ai déjà présentée hier dans un autre contexte, mais voilà, elle est nécessaire ici aussi. Permiteți-ne să citim, în legătură cu aceasta, pe Părintele Reînnoirii Contemporane a Teologiei și a Picturii Icoanei în Biserica Ortodoxă, Leonid Uspensky. Este un citat pe care Părintele l-a mai întrebuințat și ieri, dar, desigur, într-un alt context, și care un fragment va fi repetat și în finalul comunicării de astăzi. L'art de l'Église est une question de foi.
arta bisericii este o problemă de credință. Même lorsque les paroles sont les mêmes. Chiar și atunci când cuvintele sunt aceleași. L'image, elle, manifeste visiblement non seulement la vérité, mais aussi toutes les déformations de la vérité. Imaginea manifestă în mod vizibil nu numai adevărul, ci și toate deformările adevărului. C'est l'image qui dénonce de façon incontestable chaque déviation de la tradition apostolique. Imaginea este cea care scoate la iveală în mod incontestabil fiecare deviere de la tradiția apostolică. Cet aspect de l'art sacré a peu ou même pas du tout attiré l'attention des théologiens, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques romains. Acest aspect al artei sacre a atras puțin sau deloc atenția teologilor, fie ei ortodoxi sau romano-catolici. Or, c'est là précisément qu'apparaît avec une évidence irréfutable la différence entre la doctrine et la spiritualité de l'orthodoxie et celle des confessions occidentales. Ori, tocmai aici apare cu evidență irefutabilă diferența dintre doctrina și spiritualitatea ortodoxiei și cele ale confesiunilor occidentale. La doctrine des conciles ecuméniques, et notamment du 7e concile ecuménique, qui s'est occupé de la question des icônes, doctrina sinoadelor ecumenice, cu precădere cel de-al șaptelea sinod ecumenic care s-a ocupat de doctrina icoanelor, n'a pas jusqu'à ce jour pénétré les consciences. Nu a pătruns până astăzi conștiințele. Le catholicisme romain considère toujours comme acceptable n'importe quelle interprétation individuelle de la révélation chrétienne. Romano-catolicismul consideră încă acceptabilă orice interpretare individuală a revelației creștine exprimée par une forme artistique de quelque style que ce soit. Exprimată printr-o formă artistică în orice stil ar fi aceasta, y compris l'art dit non figuratif. Inclusiv arta non figurativă. Il n'y a pas de style religieux ou de style ecclésiastique, dit un commentaire autorisé de la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II. Nu există stil religios sau stil ecleziastic, spun în comentariu autorizat al Constituției asupra liturghiei al Conciliului Vatican II. Je me permets de ajouter ici. C'est donc ces paroles signifient la négation de l'existence d'une spécificité de l'image spécifiquement chrétienne. Asta îl permite să adauge și să explice că această afirmație înseamnă practic negarea existenței unui specific al imaginei creștine. Ilie d'Alexandrich de conclure de faire le constat suivant, nous avons ici affaire non plus à une confession commune du dogme de la vénération de l'icône, comme ce fut le cas au moment du 7e concile. Nu mai există o confesiune comună a dogmei venerării icoanei, comme à l'époque du 7e concile. Ca în epoca celui de-al șaptelea sinod ecumenic. Ici, c'est un dogme nouveau. Aici este o nouă dogmă, dogmă în ghilimele. Între ghilimele. Il est temps de comprendre, dit Ouspensky toujours, de comprendre enfin et de reconnaître que le dogme de la vénération des icônes ne se rapporte pas à n'importe quelle représentation. E timpul să înțelegem în sfârșit și să recunoaștem, spune Leonid Uspensky, că
că dogma venerării icoanelor nu se referă la orice reprezentare. Ni ne concerne le seul sujet représenté, c'est-à-dire c'est la question, c'est la réponse à la question que nous avons posée tout à l'heure, est-ce qu'il suffit que le sujet soit grosso modo chrétien? Și nici doar la subiectul reprezentat, și ne întoarcem prin această afirmație a lui Spensky, la întrebarea de la începutul conferinței, dacă este suficient să caracterizăm drept imagine creștină, o imagine după subiectul creștin reprezentat. Le dogme de la vénération des icônes concerne une image précise, définie par son contenu et sa destination, ou si vous voulez, sa fonction. Ea se referă la o imagine precisă, definită prin conținutul său și prin destinația sa, sau dacă vreți, funcția sa. Contenu et destination qui correspondent aux autres expressions de la foi, care corespunde celorlalte expresii ale credinței, une image donc manifestant l'unité de la foi, de la vie et de la création artistique. O imagine manifestând unitatea credinței, a vieții și a creației artistice. L'unité de la foi, de la vie et de la création. Unitatea credinței, a vieții și a creației artistice. Este un subcapitol la care Părintele se va referi în continuare. Voilà ce qui me semble une bonne définition de la notion par ailleurs assez vague de spiritualité. Unitatea credinței și a vieții, iată, după părerea Părintelui, o bună definiție a noțiunii, de altfel destul de vagă, a spiritualității. Puisque nous venons de voir par l'exemple, les exemples de la crucifixion du Christ, que toute image et en général tout art d'une manière ou d'une autre, exprime une spiritualité, ça peut être très différent comme spiritualité, mais c'est toujours, il y a toujours un caractère spirituel dans l'art. Ça peut être positif, négatif, tout ce que vous voulez, mais le caractère spirituel est présent même lorsque l'auteur refuse cette idée. Parce que c'est alors une spiritualité du refus de la spiritualité. Dacă există această spiritualitate, chiar și atunci dacă autorul refuză să accepte această spiritualitate, există prin însăși prezența imaginii și tocmai ați văzut prin cele trei imagini reprezentând răstignirea, că orice imagine și orice artă, într-un fel sau altul, este spirituală, chiar și atunci când, cum ați văzut în trei din cele patru exemple, autorii practic refuză să accepte existența acestei spiritualități. Et par conséquent, c'est une conclusion importante, il n'y a tout simplement pas, il n'existe pas de l'art neutre. Și ca o consecință este aceea că nu putem să spunem că există ceea ce am putea numi artă neutră. Ainsi, il convient de nous demander maintenant pourquoi et comment l'icône est véritablement cette image spécifiquement chrétienne, définie par son contenu et sa destination, ou si vous préférez sa fonction, qui manifeste effectivement l'unité de la foi, de la vie et de la création artistique. Este bine să ne întrebăm acum de ce și în ce mod este icoana cu adevărat acea imagine specific creștină, definită de conținutul și de destinația sa, ori, dacă preferați, de funcția sa, manifestând efectiv unitatea credinței, a vieții și a creației artistice. Donc, d'abord, un mot sur la fonction liturgique. Acum un cuvânt despre funcția liturgică a imaginii rugându-se. Des images priantes. D'abord, donc un mot sur la destination, ou plutôt la fonction de l'icône. Nous savons que le père du 7e concile dise...
Mai întâi un cuvânt despre destinația, sau mai degrabă despre funcția icoanei. Părinții de la cel de-al VII-lea sinod ecumenic spun: ce que la parole communique par lui, ceea ce cuvântul comunică prin auz, la peinture le montre silencieusement par la représentation. Pictura arată în tăcere prin reprezentare. Saint Théodore Studit exprime la même idée avec l'éloquence qui lui est propre. Sfântul Teodor Studitul exprimă aceeași idee cu elocința care este caracteristică. Grave le Christ là où il convient, comme celui qui habite lui-même en ton cœur. Desenează-l, gravează-l, pictează-l pe Hristos acolo unde îți convine, ca cel care locuiește el însuși în inima ta. Afin que lu dans un livre ou vu sur une icône, tu le connaisses par les deux connaissances sensibles. Fie că ai citit despre el într-o carte, fie că l-ai văzut reprezentat în icoană, tu îl cunoști prin cele două cunoștințe sensibile, les deux connaissances, la connaissance audible et la connaissance visible. Prin cunoștința auzului și prin cunoștința văzului. Et que tu apprennes à voir avec les yeux ce dont tu as été instruit par la parole. Și tu înveți să vezi cu ochii ceea ce ai fost deprins să înveți prin cuvânt. Cela veut dire que l'icône et l'évangile contiennent et communiquent la même vérité. Aceasta vrea să spună că icoana și Evanghelia conțin și comunică același adevăr. Ce que la parole communique par lui, la peinture le montre silencieusement. Ceea ce cuvântul comunică prin auz, pictura arată în tăcere prin reprezentare. À l'analogie de la fonction annonciatrice, analogiei funcției vestitoare, correspond l'identité du contenu annoncé. Îi corespund identitatea conținutului vestit. Autrement dit, les pères du 7e concile nous expliquent que l'Église annonce la bonne nouvelle d'une double manière. Altfel spus, părinții celui de-al 7-lea sinod ecumenic ne explică că biserica anunță vestea cea bună în două feluri. Par la parole et par l'image. Prin cuvânt și prin imagine. Or, l'annonce de la bonne nouvelle fait partie des services liturgiques. Însă, anunțul veștii celei bune, făcând parte din slujirile liturgice, et des images qui prêchent, des images qui prêchent, doivent donc certainement être des images liturgiques. Și din imaginile propovăduitoare, ele trebuie să fie în mod cert imagini liturgice. En fait, la liturgie apparaît comme la clé indispensable à une compréhension correcte des icônes. Astfel, liturgia apare ca fiind cheia indispensabilă a unei înțelegeri corecte a icoanelor. La liturgie est toujours une prière. Liturgia este întotdeauna o rugăciune. Et l'icône est une image liturgique, iar icoana este o imagine liturgică, parce qu'elle est utilisée dans la prière. Pentru că ea este folosită în rugăciune. L'icône orthodoxe montre à la façon qui lui est propre en tant que peinture la vraie foi et l'enseignement de l'Église. Într-un fel care este specific ca pictură, icoana ortodoxă arată dreapta credință și învățătură a Bisericii. Sa tâche principale n'est donc ni d'illustrer, ni de décorer, mais de fonctionner dans la prière. Funcția ei principală nu este nici de a ilustra, nici de a împodobi, ci de împreună lucrare în rugăciune.
Nous pouvons parler de la fonction de la peinture sacrée parce qu'elle est pour nous un moyen de connaître Dieu et les saints. Putem vorbi de funcția picturii sacre pentru că ea este pentru noi un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui. De connaître et de communier avec eux. De a-i cunoaște și a ne împărtăși cu și de ei. En conséquence, là aussi, nous devons user du discernement et n'admettre comme icône dans nos églises, dans nos maisons, que celle qui se situe à l'intérieur de la tradition vivante de l'Église, seule garante en la matière. Prin urmare, trebuie să ne folosim deopotrivă de discernământ, sau dreapta socotință, cum spun părinții, și să nu acceptăm în casele noastre, în bisericile noastre, drept icoane, decât pe acelea care se situează în interiorul tradiției celei vii a bisericii, singura garantă în acest domeniu. Cela signifie que tout dans l'icône, par la fonction analogique avec la parole, doit servir, encourager et même exprimer la prière. Aceasta înseamnă că totul în icoană, de la funcția sa analogică împreună cu cuvântul, trebuie să slujească, să încurajeze și în același timp să exprime rugăciunea. J'ajoute ici, il y a des icônes qui sont des véritables leçons de prière. Adaug aici că există icoane care sunt adevărate lecții de rugăciune. Le mystère célébré et le mystère représenté par la peinture sont un, dit Leonid Ouspensky. Excusez-moi. Le mystère célébré et le mystère représenté par la peinture sont un, dit Leonid Ouspensky. Donc, toute expression, couleur, forme ou geste étranger à l'esprit de prière, quelque chose de hystérie, par exemple, ou excitation, non. Donc, l'esprit de prière, qui est étranger à la prière, qui, elle, est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Philippe 4-7, ne peuvent être acceptés, ne doivent pas entrer dans l'icône, pas plus que dans les paroles et les gestes. Leonid Ouspensky spune următoarele. Taina slujită și taina reprezentată prin pictură sunt un tot a cărui expresie, culoare, formă sau gest, străine Duhului rugăciunii care este pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte, așa cum se spune la Filipeni 4:7, nu pot fi acceptate în icoană deopotrivă în cuvinte și în gesturi. Rappelons-nous ici un instant le Christ rouge de l'Église Corinthe que nous avons vu tout à l'heure et demandons-nous, peut-on prier devant cette image, cette peinture, autrement qu'en fermant les yeux? Și să ne amintim o clipă de imaginea Hristos roșu a lui Lovis Corint, pe care am văzut-o, pe care o vedem acum, și să ne întrebăm, putem să ne rugăm în fața ei altfel decât cu ochii închiși? Une remarque encore sur le rôle pédagogique de l'icône. Încă o remarcă asupra rolului pedagogic al icoanei. Scuze-mă,
Encore une remarque sur le rôle pédagogique de l'icône. De nos jours, à l'âge de l'audiovisuel, il n'est plus guère nécessaire de s'étendre longuement sur l'importance pédagogique de l'image. În zilele noastre, în era audiovizualului, nu pare a fi câtuși de puțin necesar să dezvoltăm prea mult un discurs despre funcția pedagogică a imaginii. Pour l'Église, l'image liturgique a toujours été un instrument pédagogique de premier choix. Pentru biserică, imaginea liturgică a fost întotdeauna un instrument pedagogic precumpănitor. Certes, pour les orthodoxes, l'icône n'a jamais été réduite à la notion de Biblia Pauperum. Cu siguranță, pentru ortodoxi, icoana nu a fost niciodată redusă la noțiunea de Biblia necunoscătorilor de carte. Et nous dirons quelques mots sur son fondement christologique dans un instant. Și vom spune imediat câteva cuvinte despre fundamentul christologic. Mais ceci n'a jamais empêché l'Église, ou l'icône plutôt, de jouer en même temps un important rôle pédagogique et d'être notamment une véritable école de prière. Dar aceasta nu a împiedicat icoana niciodată să joace un important rol pedagogic și să fie mai cu seamă o autentică școală de rugăciune. En effet, tout comme les textes et les mouvements corporels liturgiques, les icônes ne participent pas seulement à la prière en tant que moyen, mais elles guident et forment la prière, elles montrent comment prier, prier jusque dans les gestes. De fapt, deopotrivă cu textele și mișcările corpului din cadrul ceremonialelor liturgice, icoanele nu participă doar la rugăciune ca funcție mijlocitoare, ci ele îndrumă și întrupează rugăciunea, arătându-ne cum să ne rugăm până și prin gesturi. La liturgie est le mystère en acte, a-t-on dit. L'icône représente ce mystère en acte, qu'il s'agisse d'une fête ou d'un saint. Et c'est la façon de représenter ces actes qui montre et enseigne aussi bien l'esprit des gestes liturgiques que la prière qu'ils expriment. Liturgia este taina în lucrare. Icoana reprezintă taina în lucrare, fie că e vorba de un praznic sau de sărbătoarea unui sfânt. Și tocmai felul de reprezentare a acestor acte ne arată și ne învață atât de bine duhul gesturilor liturgice pe care rugăciunea îl exprimă. Après avoir ainsi parlé un peu de la fonction de l'icône, nous nous tournons maintenant vers son contenu dogmatique. După ce ne-am referit la funcția icoanelor, e timpul să ne întoarcem la conținutul ei dogmatic. Et nous allons voir pourquoi on peut parler des images de la chair incorruptible. Des images de la chair incorruptible. Imaginea tronului, imaginea că trupului nestricăcios. Voilà. D'abord, en ce qui concerne les icônes du Christ. En ce qui concerne le contenu de l'image liturgique et l'icône, il faut évidemment aussi revenir à l'enseignement de Nicée II. Or, comme le dit le père Jean Mayendorf, le grand patrologue contemporain, d'un point de vue théologique, la question fondamentale entre les orthodoxes et les iconoclastes était celle de l'icône du Christ. În ceea ce privește conținutul imaginii liturgice, care este icoana, trebuie în mod evident să revenim la învățăturile sinodului al doilea de la Nicea. Ori, așa cum spune părintele Jean Mayendorf, d'un point de vue théologique,
dintr-un punct de vedere teologic, chestiunea fundamentală între ortodoxi și iconoclași era cea a icoanei lui Hristos, pentru că credința în dumnezeirea lui Hristos antrena o luare de poziție asupra unei probleme cruciale, asupra problemei indescriptibilității esențiale a lui Dumnezeu și a întrupării care îl face vizibil. L'icône du Christ est donc l'icône par excellence. Icoana lui Hristos este icoana prin definiție. Elle implique une profession de foi dans l'incarnation. Elle implique. Și ea implică o profesie de credință în întrupare. Celle-ci, l'incarnation, reste le fait dogmatique fondamental du christianisme et se trouve comme tel directement relié à la triadologie, l'anthropologie et la christologie. Ceea ce rămâne este faptul dogmatic fondamental al creștinismului și se găsește ca atare direct legat de triadologie și antropologie, fiind subiectul însuși al Christologiei. Dans ces trois domaines, le moment de l'image se présente comme une notion essentielle et indispensable pour une compréhension correcte de l'icône orthodoxe. În aceste trei domenii, momentul imaginii se prezintă ca o noțiune esențială și indispensabilă în înțelegerea corectă a icoanei ortodoxe. En étudiant récemment ces trois domaines dans leur relation à la théologie de l'icône, nous les avons résumés comme suit. Studiind recent aceste trei domenii în relația lor cu teologia icoanei, le-am rezumat după cum urmează. Le Fils, image consubstantielle du Père. Fiul, imagine consubstanțială a Tatălui. Ça c'est pour la triadologie. Este pentru triime, pentru triadologie. Puis, l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme. Apoi, imaginea și asemănarea cu Dumnezeu în om. Donc l'image don naturel et ressemblance tâche personnelle pour l'anthropologie. Imaginea ca dat natural și asemănarea ca sarcină personală în antropologie. Et finalement le théopaschisme, c'est la doctrine qui dit que Dieu, dans la personne du Dieu incarné, a vraiment souffert et mort sur la croix. Dieu est mort sur la croix. Donc, et finalement, le théopaschisme présupposé nécessaire d'une juste compréhension de l'icône du Christ. Et le théopaschisme, care presupune, théopaschismul, care presupune ca fiind necesară la o justă înțelegere a icoanei lui Christos. Dans le cadre du présent exposé, il suffira de revenir brièvement sur les données christologiques fondamentales et sur l'acquisition déifiante de l'Esprit Saint qui parachève la ressemblance. În cadrul prezent, în cadrul acestui prezent expus, trebuie revenit scurt asupra datorilor cristologice fundamentale, asupra achizițiilor Sfântului Duh, care provoacă parașev, care desăvârșește asemănarea. Îmi cer scuze, dar s-a produs o încurcătură. Părintele mi-a dat-o cu totul de aici încolo, cu totul alt text și acum îl traduc la prima vedere. Scuzate. Deja le Patriarh Saint-Germain
de Constantinople indiquait clairement les fondements de l'iconodile orthodoxe en déclarant « C'est en mémoire éternelle de la vie dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu la tradition de représenter sa forme humaine. » Déjà, patriarchul german al Constantinopolului a indicat cu limpezime fundamentele iconodulii ortodoxe. Iconodulii sunt cei care adoră, care venerează icoana, în contrast cu iconoclaștii care resping icoana, declarând este în memoria eternă a vieții în trup a Domnului nostru Iisus Hristos, că noi am primit tradiția de a le reprezenta în forma sa umană, adică în teofania vizibilă. În teofanie vizibilă. Donc, în teofanie vizibilă, c'est très fort. O teofanie vizibilă este o expresie foarte puternică. Dieu a vécu dans la chair, tout comme sur la croix, il est mort dans la chair. Oui, Dieu a vécu dans la chair. Da, Dumnezeu a trăit în trup. Așa cum pe cruce el este mort în trup. Telle avait été l'intuition fondamentalement sotériologique de Saint Cyril d'Alexandrie. Aceasta este, a fost intuiția fundamentală, soteriologică, a Sfântului Chiril Alexandrin. Enfin, revenim la numărul 1, revenim la... Uf! Alors, El pornează... Il en allait de l'identité personnelle, soteriologiquement nécessaire du verbe pré-éternel et son commencement, avec le logos incarné. El pornea de la identitatea ipostatică a cuvântului mai dinainte de toți veci și fără de început cu logosul întrupat. Très peu platonicien, comme le remarque Christophe von Schönborn. Foarte puțin platonician, după cum observă Christophe von Schönborn. Christophe von Schönborn este cardinal arhiepiscop al Vienei, a candidat la postul de papă și are traduse în România două cărți apărute la editura Anastasia. Una din ele se referă la icoană. L'icône du Christ. Titlul original este Icoana lui Hristos. Saint Cyril renverse la perspective d'origine. Sfântul Chiril răstoarnă perspectiva lui Origen. Le verbe n'est pas venu arracher les âmes à la présence du corps. Cuvântul nu a venit să smulgă sufletele din temnița trupului. Mais sauver les corps tombés dans la mort par la désobéissance du péché. Ci să salveze trupurile căzute în moarte din cauza nesupunerii prin păcat. En effet, depuis la chute, les corps sont abandonnés par le souffle de vie. Într-adevăr, de la cădere, trupurile sunt abandonate de suflul vieții, alors que les âmes gardent leur immortalité. În vreme ce sufletele își păstrează nemurirea. Dans son commentaire sur Jean 1:14, în comentariul la Ioan 1:14, le verbe est devint chair, cuvântul a devenit trup. Saint Cyril dit, Sfântul Chiril spune, c'est à la chair seule qu'il a été dit, tu es terre et à la terre tu retourneras. Numai trupului i s-a zis, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Facere 3:19. Il fallait donc sauver ce qui est en nous le plus menacé et l'appeler de nouveau à l'incorruptibilité
en unissant de façon indicible le corps qui était tombé au verbe qui vivifie tout. Trebuia deci salvat ceea ce în noi era cel mai amenințat și readus la nestricăciune, unind în mod indicibil trupul care era căzut și cuvântul care învie tot. Il fallait que la chair devenue sienne, c'est-à-dire du Christ, eût part à son immortalité. Trebuia ca trupul devenit al său să aibă parte de nemurirea sa. Mot qui est ici tout comme tout chez Irénée de Lyon, synonyme d'incorruptibilité. Cette immortalité, incorruptibilité, c'est des synonymes chez Irénée. Cuvânt care, ca și la Irineu din Lyon, este aici sinonim cu nestricăciune. Une forme d'homme, dit encore Saint Cyril, ne nous fait point voir Dieu. O formă omenească, mai spune Sfântul Chiril, nu ne permite aproape deloc să-L vedem pe Dumnezeu. Sauf dans l'unique cas du verbe fait homme et semblable à nous. Și cu unica excepție a cuvântului făcut om și asemenea nouă, demeure pourtant même en cet état véritable fils par nature. Rămas totuși chiar în această stare fiu prin fire. En lui, en tant qu'il est Dieu, on pouvait voir cela de façon paradoxale. În el, în calitatea lui de Dumnezeu, se putea vedea aceasta într-un fel paradoxal. Le même père insiste encore. Je cite: le Christ ne laissait pas la chair continuer d'être mortelle et soumise à la corruption. Mais tot Sfântul Chiril subliniază: Hristos nu a lăsat trupul să fie în continuare muritor și supus stricăciunii. C'est-à-dire sa propre chair à lui. Și pentru că era trupul nestricăcios al lui Dumnezeu, adică propriul lui trup, il établi au-delà de la mort et de la corruption. L-a făcut să rămână astfel dincolo de moarte și de stricăciune. L'icône du Christ nous montre donc la théophanie visible, selon l'expression de Saint Germain de Constantinople, la théophanie visible de la chair incorruptible du Dieu incorruptible. Icoana lui Hristos ne arată așadar teofania vizibilă, după expresia Sfântului German al Constantinopolului, a trupului nestricăcios al lui Dumnezeu, al Dumnezeului nestricăcios. C'est-à-dire ce qui est visible de la personne divine, car le terme compris par les termes d'un sens public d'une pars pro toto, le terme de chair, signifie toujours l'homme entier. Adică ceea ce este vizibil din persoana sa divină, termenul fiind înțeles de Sfinții Părinți în sensul biblic al unei pars pro toto, ceea ce înseamnă trupul, dar ceea ce semnifică omul în integralitatea sa. Or, selon Saint Maxime le Confesseur, comme la chair de Christ, notre chair aussi, se libère de la corruption du péché. Or, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, asemenea trupului lui Hristos, și trupul nostru se eliberează de stricăciunea păcatului. Car de même que le Christ était sans péché par sa chair, et par son âme en tant qu'homme, de même, nous qui croyons en lui et qui sommes revêtus de lui par l'Esprit, nous pouvons
par notre volonté être en lui sans péché. Căci precum Hristos era fără de păcat prin chiar trupul său și prin sufletul său ca om, la fel și noi care credem în el și care suntem înveșmântați cu el prin Duh, putem prin voința noastră să fim întru el fără de păcat. Sunt cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitor. Pour illustrer ce que vient de dire, j'ai choisi une icône de l'époque paléologue, donc de la dernière époque de l'art byzantin, qui est l'époque de Saint Grégoire Palamas. Pentru a ilustra ceea ce am să vă spun în continuare, am ales o icoană din epoca paleologilor, ceea ce reprezintă, de fapt, ultima perioadă a ultima epocă a perioadei bizantine. Et l'époque de Saint Grégoire Palamas. Este vorba de perioada, epoca Sfântului Grigorie Palamas. Qui, comme tout, vous savez tous, a défini la distinction dogmatique entre l'essence et les énergies divines. Care, așa cum știți cu toții, este cel care a definit în epocă diferența între esență și energiile divine. Et si vous voulez, je vais juste continuer dans les parenthèses, on peut dire que le 7e concile a donné les fondements christologiques de la vénération de l'icône. Cel de-al 17-lea, cel de-al 7-lea sinod ecumenic a domnului, le fondement christologique. Fundamentul cristologic al venerării icoanei. Mais le point sur le i, dar punctul pe i, c'est dans la théologie de l'icône, c'est évidemment l'enseignement de la sanctification de la matière, la sanctification du monde jusque dans la matière par les énergies divines telles qu'elle a été exprimée par Saint Grégoire. Dar punctul pe i l-a pus teologia, în teologia icoanei, de fapt Sfântul Grigorie Palama, care a subliniat putința sfințirii umanului și a pământului prin energiile divine. Jusque dans la matière. Și chiar acest lucru să se petreacă asupra materiei. C'est-à-dire que comme vous le voyez bien ici, c'est la matière même qui devient la matière déifiée du corps du Christ qui devient source de lumière. Și așa cum vedeți aici, este materia divină, ca energia divină, care devine sursă a luminii. De l'énergie. Moi, j'ai pas dit de matière. Les énergies divines qui sanctifient la création jusque dans la matière. Da. D'accord? Energiile divine care definesc creația însăși în materie. Nous touchons ici à l'acquisition de la ressemblance à Dieu par l'homme, qui est, comme vient de dire le confesseur, l'œuvre de l'Esprit. Et donc, nous allons dire encore quelques mots. Ajungem aici la dobândirea asemănării cu Dumnezeu de către om, care este, după cum tocmai a spus Maxim Mărturisitorul, lucrarea Duhului. Alors, juste pour illustrer ce que on a dit, pentru a ilustra ce am spus, aici este o pictură a lui Jan van Eyck, un pictor flamand, qui se trouve au musée de Gand, et cette peinture date à peu près de 1435. Da, e vorba de o pictură datată anul 1435. Ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est que Van Eyck a essayé, a voulu visiblement créer une image sacrée. Ceea ce este interesant în această pictură este faptul că Jan Van Eyck a dorit să creeze o imagine sacrée, une image sacrée du Christ. Parce que, par exemple,
vous voyez, il a le o imagine sacră a lui Hristos. Le visage classique, les cheveux sont longs, la barbe traditionnelle. Barba este tradițională. Les cheveux sont longs. Părul este lung. Il a un habit de pourpre, donc royal, même avec el este îmbrăcat cu o purpură regală. Il y a même très discret mais un humble crucifer. Și foarte foarte discret este un nimb crucifer un nimb care poartă cruce, ați văzut că și în tradiția ortodoxă avem uneori acest timp, mai ales atunci când este vorba de Pantocrator, când este aureola cu crucea deasupra capului, o parte o ramură a crucii și în părți celelalte două. Il y a même mis des inscriptions, il y a écrit au-dessus sur le cadre Jesus via, Jesus veritas, Jesus vita. Da, scrie foarte fin, dar apropiindu-ne putem vedea Iisus adevărul, calea și viața. Mais nous voyons évidemment où est le point faible de cette. Dar putem să vedem în mod, să observăm în mod evident unde este punctul slab al acestei reprezentări. Punctul slab. Punctul slab. C'est la représentation de la chair. Reprezentarea trupului. Da. Uspenski dice, ça n'existe pas dans l'icône. Da. Uspenski spunea, lucrul ăsta nu există în icoană. Carnea asta, obrazul ăsta. Hola, ça c'est ici. Această carnalitate a chipului este prezentă în această icoană. Vedeți că avem de-a face, să-mi scuzați termenul, dar pot să întrebuințez acești termeni, dar cât, dar fiindcă, din punctul meu de vedere, nu ne aflăm în fața unei icoane, ci a unui tablou religios, că avem de-a face cu un Iisus buflei. Da? C'est ce que vous dites. C'est absolument ce que vous dites. Et pour dire que ça, c'est une icône que Uspenski a peint pour moi en 1962. Et vous voyez comment... Asta este o icoană pe care Uspenski a pictat-o pentru părintele în 1962. J'étais son élève et tout, et il m'a fait ce cadeau. Eram ucenicul lui și mi-a făcut cadou această icoană. Et quand on la regarde, on a l'impression comme ça, elle a quelque chose de monumental, n'est-ce pas? Și are ceva monumental această imagine, nu-i așa? Mais elle est grande comme ça. Dar este atât de mare. Et ça, c'est aussi une qualité artistique. Dar asta este o calitate artistică, ca într-un spațiu redus, care nu are nevoie de desfășurări importante sau de frescă, cum întâlnim în pictura exterioară. Deci, într-o icoană mică, care este o icoană portabilă, să dăm monumentalitatea personajului. Et en même temps, cette icône dit l'essentiel, parce que ici, comme dans l'icône de l'époque paléologue, de tout à l'heure, ici aussi, le corps du Christ est source de lumière. Și aici, în această icoană mică, la fel ca în icoana pe care v-am arătat-o mai devreme, provenit din epoca paleologilor, trupul lui Hristos devine sursă de lumină. Alors, si vous permettez, monseigneur, encore quelques mots sur les saints. Dacă îmi permiteți, în preasfinția voastră, încă câteva cuvinte despre sfinți. Permite, îi vă permite. Donc, le verbe écrit Saint Athanase le Grand nous a donné les prémices de l'esprit. Le verbe les saints. Non. C'est pas ça. Vous m'avez donné. Ah oui. Cuvântul, spune Sfântul Atanasie cel Mare, ne-a dat premizele
Duhului înainte ca, ca noi să putem deveni fii al lui Dumnezeu conform imaginii de fiu al lui Dumnezeu. C'est en Christ que restituer l'image ternie de Dieu dans la nature commune de tous les hommes. În Hristos, care restituie imaginea lui Dumnezeu în natură comună tuturor oamenilor. Dans le baptême dans lequel meurt le vieil Adam et où nous ressuscitons en Christ, s'accomplit ce rétablissement pour chaque croyant personnellement. Dans le baptême. În botez, în care moare bătrânul, vechiul Adam, și unde noi înviem în Hristos, se împlinește această restabilire, restaurare pentru fiecare credincios în chip individual. Le Saint-Esprit permet à tous ceux qui sont recréés à l'image, qui sont ressuscités de cette eau baptismale, de continuer à perfectionner cette ressemblance à la part achevée. Le Saint-Esprit. Sfântul Duh permite tuturor acelora care sunt recreați după această imagine și care sunt înviați în acest, în această apă a botezului, de a continua să perfecționeze această asemănare și să o desăvârșească. Diadoc de Fautissé décrit ce processus en se référant explicitement à l'art de la peinture. Diadoc de Fauticea descrie acest proces referindu-se în mod explicit la arta picturii. Du même que les peintres tracent tout d'abord avec une seule couleur l'esquisse du portrait et en faisant fleurir peu à peu une couleur sur l'autre, précise la ressemblance du portrait à son modèle. La fel cum pictorii trasează printr-o singură culoare schița portretului și fac să apară, să răsară puțin către puțin dintr-o culoare în alta, definind asemănarea portretului cu modelul, în același fel, harul, grația lui Dumnezeu, începe în cadrul botezului să se refere, să acționeze asupra imaginii, la fel ca imaginii asemănătoare care era când omul vine, este adus la existență. De fapt, e ceea ce e important de reținut aici, dincolo de explicația lui Diadoc al Fauticei, este tehnica realizării icoanei. Tehnica realizării icoanei este ea însăși, strict, din punct de vedere tehnic, un drum de la întuneric la lumină. Trebuie să aveți în vedere că atunci când se începe definirea trupului, a carnației unei icoane, avem de-a face cu ceea ce se cheamă, pictorii numesc proplasmă, o materie care este ca a pământului, realmente are culoarea pământului întunecat, și prin adăugarea de lumini, adică aceeași culoare care este adusă în straturi succesive deschise, luminate, adică de la întuneric, prin lumini
pictorul de icoane așa și spune că el pune lumini, se ajunge, de fapt, la chipul pe care îl vedeți aici. Adică, inițial, culoarea întregului chip, când există icoana, este asta. Asta este tot aici. Păstrând la origine această culoare inițială pe care pictorii o numesc proplasmă, adăugând, supraadăugând și deschizând-o cu lumini, se ajunge la ceea ce vedem acum, în care practic culoarea asta inițială de aici rămâne să traseze, cum să spun eu, caracterele, umbrele chipului. Dar practic, icoana, în tehnica ei de realizare, este un drum de la întuneric la lumină. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări... C'est justement le corps devenu incorruptible d'un homme saint, conforme au corps glorieux du Christ, que nous montre l'icône, comme vous avez dit. Da, este exact trupul devenit nestricăcios al unui om sfânt, conform trupului în slavă al lui Hristos, care ne arată, este ceea ce de fapt ne arată icoana. On va aller à la conclusion, je pense, parce que la conclusion. Donc, il est temps de conclure. Et donc, comment dirais-je, l'achèvement, la réalisation de la ressemblance, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est quand même, il faut le dire. Ceea ce împlinește asemănarea este opera Duhului Sfânt. De aceea există în tradiția făcătorilor de icoane români că icoana nu o semnau. Ei nu semnau Ion cu tare. Găseai pe spatele icoanei, în cel mai rău caz, între ghilimele, semnat, mâna lui Ion. Exact așa scria. Mâna lui Ion. Pentru că era socotită ca mâna, era doar o prelungire a Duhului care inspiră, care lucrează asupra icoanei. În momentul în care un ucenic dorește să devină pictor de icoane și să picteze biserici, există o anume ierurgie care se săvârșește asupra lui numai în săptămâna luminată a Paștilor. Această rugăciune o găsiți în Erminia Bizantină a Sfântului Dionisie de Furna. Deci, el operează în pictor un anumit tip de har, o lucrare a Duhului. Mâna lui Ion, mâna lui este o prelungire a Comme mot de fin, nous avons choisi une phrase de Saint Irénée. C'est fini dans une minute. Drept cuvânt de încheiere, am ales o frază a Sfântului Irineu din Lyon. Saint Irénée, qui sans avoir jamais parlé explicitement de l'icône, est un des plus grands théologiens de l'icône. Care Sfântul Irineu de Lyon, care fără să vorbească vreodată explicit despre icoană, este nu acela de a face trupul matur și apt de a primi nestricăciune. Rendre la chair mûre et capable de recevoir l'incorruptibilité. A face trupul matur și apt de a primi nestricăciunea. Tel a toujours été pour nous orthodoxes l'objet même de toute spiritualité chrétienne. Iată ce a fost dintotdeauna pentru noi ortodoxi obiectul întregii spiritualități creștine. Représenté autant que faire se peut par la peinture, a reprezenta atât cât se poate prin pictură, ce fruit visible de l'œuvre de l'esprit invisible, acest rod vizibil al lucrării Duhului Sfânt invizibil, tel est le sujet même de toute icône. Je vous remercie pour votre attention.
Iată subiectul oricărei icoane și vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat. Et je voudrais remercier monsieur le professeur pour son travail extraordinaire d'interprète et de traducteur. Asta e intraductiv.